Până la ora 15, la nivelul județului Constanța, procesul electoral s-a desfășurat fără producerea unor incidente deosebite de ordine publică. Toate sesizările cu caracter electoral primite sunt gestionate corespunzător și echidistant, după finalizarea verificărilor, urmând a se stabili care dintre acestea se confirmă. Până în prezent au fost înregistrate 6 dosare penale cu autor cunoscut privind incidente electorale, care privesc săvârșirea infracțiunilor de corupere a alegătorilor, fraudă la vot și împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales. De asemenea, au fost constatate 5 contravenții privind continuarea propagandei electorale și absența nejustificată a președintelui, a locțuitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale. În toate cazurile au fost luate măsuri legale conform legislației în vigoare. Reamintim că structurile Ministerului Afacerilor Interne desfășoară activități în sistem integrat pe toată perioada desfășurării procesului electoral pentru a asigura exercitarea dreptului la vot în condiții de siguranță și pentru a verifica și sancționa cu celeritate orice semnalare de incident sau încălcare a normelor legale. Pentru un plus de siguranță au fost constituite și rezerve de intervenție capabile să intervină în cel mai scurt timp dacă situația o impune. Pentru orele următoare, efectivele Ministerului Afacerilor Interne își vor concentra misiunile pe menținerea ordinii și liniștii publice, cu precădere în zona secțiilor de votare pentru ca procesul de vot să decurgă fără probleme.